vorbeam exact în acest loc despre cea mai desăvârșită pentru echipare a feminității literare din, limba română, Regina Maria, însemnările ei din primul război. Acum îndrăznesc să sper că această minunată colecție de doamne va reuși să ne arate ce gineciu fabulos am avut în toată istoria noastră și să schimbe o leacă percepția publicului mare, pentru că am făcut sondaje amatoriste, ochiometrice, și am observat că pe locurile întâi la femei, la români, ce toată lumea știe de Elena Ceaușescu, Elena Magda Lupescu și Ana Palcă. Dintr-o dată, trei figuri drăcești care domină istoria. Unii dintre noi, cei mai mătrâni, știu de Ecaterina Teodoroi și chiar mai spun de Elena Suțu Cristo Veloni, că-i soția lui Paul Moran. Unii elevi mai mulți știu de Domnița Radu, primul teatru românesc și oricum, Regina Maria și mai nou Maria Marica Brincoveanu ajung să fie cunoscute 0,01% din cât este cunoscută Nadia Comăneci. Nu e niciun lucru rău despre data asta, dar aș vrea deci să vă zic ce pledoarie reprezintă acest dinășeu fabulos. Eu am să fiu exact, rapid, nu vreau să parazitez eu cu logorea mea textul de aici. Și vreau să iau acest tic verbal al oamenilor din televiziunile de la noi. Acum știți că de un an, doi, în locul vechiului deci vorbinde, a apărut vorbinde. Deci despre ce vorbim noi aici? Și vă spun rapid ce am însemnat aici. Avem doamne cărora harapul, turcul, le aduce capul soțului pătipsie. În România este bine că s-a decapitat la greu, cum se zice. Astăzi, asta era, deci, Ruxandra Hanșterii, dar tot Ruxandra știuse să deghizeze o seamă de prostituate din oraș, pe care turcii lui Pazvandoglu comandaseră o seară cu doamne și le voia neapărat pe boieroaicele, soțiile și fiicele boierilor din divan. Ruxandra știe să ia prostituate din timp și să le deghizeze în doamne. Avem apoi doamne care își ucid, care îi ucid pe copiii rivale. Avem doamne care complotează cu turcii, cu leșii, cu muscalii sau habsburgi contra celorlalte partide boierești și doamne care complotează firește împotriva voinței soților lor. Avem doamne luate în robie, duse în harem, dar doamne care odată ajunse în harem știu să se descurce împreună cu favoritele sultanului din harem și începând să țeasă intrigi. Avem doamne pentru care se bați voievozii din Moldenia cu cei din Moldova, tot pentru o Ruxandra. O avem pe despina lui Neagoie Băbasarab, care pentru mine poate spune o blasfemie acum, dar rivalizează într-un fel cu Liber Popescu din două loturi al lui Caragiale, pentru că despina lui Neagoie devine maica Platonida și trebuie să va călugării. Avem apoi, cât spunea doamna Lidia Bodea de doamna Chiar, care este un personaj fabulos și are niște machiavernicuri cu cadânele imperiale de pe lângă Suleiman în favoarea fiului său Petru. Tot doamna Chiar reușește să scape fiii Mircea și Radu cu oroare, tocmai în anul adorării legitime a lui Brâncoveanu, venim și dăm exemple de acest gen. Doamna Teajma îi spune fiind să treacă la mahomedanism, ca să nu mai poată fi, deci, pretendezi la dronul românesc, să nu-i decapiteze turci. Logic. Tot doamna Teajma își numărită fiica cu Murad, fiul sultanului și moștenitorul dronului. Să o vedeți însă pe Ecaterina Perota, Alexandru Voievod, mama lui mic nevotă turcitul, care ca fi Teajma, nu e soție de domn, ci însăși doamna țării. Să vezi apoi pe rivalul lui Mihnea, Petru Șercel, care devine favoritul sultanei Azac. Mai sunt și contraexemple, cum este minunata doamnă Tudora, mama lui Mihai Viteazu, că tot spunea Lidia de Crâșmăriță. Era o foștă Crâșmăriță, care se va retrage la Cozia ca monahia Teofana. Acolo va afla și de moartea fiului ei. Mai avem
poloneze catolice, un șir de bastarzi nesfârșit, aici rivalizăm perfect și cu Anglia și cu Franța, dacă în materie de decapitat boieri și otrăvit domn suntem campioni, România au ras cam 100 de domni în 200 de ani și noi ăștia, mămăliga care nu explodează, suntem campioni în Europa la împușcat pe premier. Avem 4 bucăți, 2 în funcție, 2 retrași. Deci un șir întreg de bastați. Avem un șir întreg de domni decapitați uciși și scena cu Ruxandra lui Lăpușneanu. Lăpușneanu, în mod normal, ca orice domnitor deștept, începe până a reteza vreo 47 de capete de boieri într-o zi. Pentru că și boierii veau exact același lucru cu el. Dar Ruxandra asistă foarte neutră și timpul parțială la acest lucru. Va rămâne văduvă la 33 de ani. Avem doamne care sunt măritate la 18 ani cu soți de 50, care sunt urâți ca dracu, citesc din Cane, dar li se organizează răpirea opa tocmai noaptea nunții. Deci o mărită face complotul, dar nu i-o lasă uritarii. O avem pe doamna Elena a lui Matei Basarac, ea de 14 ani, el de 33 de ani, politiciană perfectă. O avem pe Maria, eu asta n-am știut în viața mea, fica lui Dimitrie Cantemir, Maria, a fost în iubire cu Petru cel Mare al rușilor și putea foarte bine să devină împărăteasa tuturor rusilor, țarina rusilor. Doamne, ce, n-am eu astăzi o nepoată să-i arăt lui Putin, dar a fost într-adevăr iubită de Petru cel Mare și era la un pas să fie țarină. Bun. Și mergem acum mai tai, cred că nu are rost să vă mai spun, cred că mai aveam exemple, dar v-am dat o idee de ce material fabulos există în această carte, până la Maria lui Gheorghe Vodă Bibescu, care din Ibovnică ajunge doamnă. Cât era Ibovnică, era undeva ascunsă prin palat și o bărfeau pe toate celelalte. Tot ce avem aici în carte seamănă perfect cu Franța din timpul lui Ludovic al XIV-lea și cu haremul din timpul lui Soliman, suntem în perfectă sincronie cu lumea. Deci, Ibovnica devine doamnă. Și atunci, ce face ea? Toate doamnele din palat care au ironizat-o și au bătut-o în continuu, încep să vină slugarnice să-și arate iubirea, să-și arate respectul și admirația față de doamnă. Ei bine, ăsta e Ibovnica devenită doamnă, stă toronită în pat și aruncă servitoarei papucul, conturul, aruncă așa și spune să îi se închine lui. Deci avem o colecție perfectă de feminități și în partea bună și în partea rea, sunt focoase, sunt răcoase, sunt văduve, sunt măritate la 14 ani, știu să tragă fire, sunt penelope, sunt deci o perfectă întruchipare de avantgardă pentru Regina Maria. Dacă Regina Maria este adevăratul rege, ea este bărbatul între Ferdinand și ea, are, nu vine pe un loc gol. Măcar așa, regina era englezoaică, Maria era englezoaică jumate, rusoaică jumătate, dar astea alte sunt de la noi, chiar că sunt grecoice destul de multe. În sfârșit, un domn de aici, care știe de această carte de mult, care au cartea din anii 30, mi-a spus că e imposibil ca un om să poată să reconstituie istoria atât de formidabilă. Și că, în mod sigur, este multă invenție, multă, cum să spun, un fel de simpatie exagerată și fabulare. Pe mine nu mă interesează. Noi de aici nu cred că trebuie să învățăm istorie. Ăsta nu este un manual de istorie, este o carte de fizionomie, ca și când te plimbi printr-o galerie de portrete. În orice caz, și pentru bunicii ca mine, și pentru nepoții mei, cartea asta cred că este o cheie de intrat cât se poate de suculent și de luxuriant în istoria românească, nu doar în cineceul cu politicii noștri. Vă mulțumesc!